Mesajul săriști. Totul joacă dublu sau nimic. A venit, a venit. Cine? Notificarea. Cine? A venit notificarea că suntem live pe Instagram. Doamne, de când așteptam asta? Practic de vineri. Ia uite altă notificare, că suntem live și pe Facebook, pe pagina de Facebook. Mai mult. Extraordinar. Dublu sau nimic, prieteni. Plecăm de la 100 de euro astăzi. Atât ne-a mai rămas. Radu din Constanța poate lua toți banii. Bună dimineața. Bună. Salut, Radu. Bună dimineața. Ha? Salut. Aolea. Radu, fă ceva cât să ne auzim și să te auzi bine. Acum m-auziți? Da, acum da. Acum m-auziți bine? Perfect. Da, nu grozav, dar e mai bine oricum. Ok. Ce faci, Radu? Bine, la serviciu. Hai, ce auzi? Lucrezi? Economist. Tare. Ce înseamnă asta? Da. Ce faci? Cu ce te ocupi? Economii. De toate, mai multe. Adică? Și contracte și facturi de băgat în contabilitate... Mm-hmm. Analizăm niște lucrări, niște investiții. Bravo, ai, interesant. Da, ei, da. Bravo. Câte treabă ai toată ziua. Da, este. Și astăzi ai oportunitatea, Radu, să devii primul câștigător al sezonului la dublu sau nimic. Săptămâna trecută am ratat pe linie, n-a fost să fie. Am auzit, am ascultat, urmăresc concursul, da. Așa că tu poți fi primul. Cum ți s-au apărut întrebările săptămâna trecută? Ușoare. Care a fost cea mai... Să fie la fel. Cea mai nasoală, mai știi? Care ți-a pus probleme vreuna? Sincer, cea care a fost cu cine a câștigat campionatul mondial anul ăsta, am avut un lapsus de scurtă durată. E tare bizară treaba cu campionatul ăsta mondial. Da, mă, că a venit de niciunde. Nu te-ai așteptat? A venit peste iarnă? A venit, a plecat. Iarna a pierdut, dar nu mai știam cine a câștigat. Da, mă rog, Radule, da. Pe la Constanța, ce mai e? Acolo e vacanța copiilor săptămâna asta sau da, nu? Da, da. A început de săptămâna asta și acum am câștigat și noi o oră de somn în plus. Excelent, bravo. Mă bucur pentru tine, să înțeleg că ești tată. Da, da. Sau dorm de bucurie că sunt și la... E traficul mai lejer. Da. Bravo, Radu. Este și trafic mai lejer, da. Și copiii ce fac în vacanță? Sau copilul, ce ai? Am o fetiță. Ce să fac? Doarme cât poate acum în vacanță, recuperează când nu doarme în timpul școlii. Da. Excelent. Ce vrea ea? Să doare vacanță. Bravo, Radu. Păi atunci să începem jocul, nu? Da, sigur. Hai. 100 de euro. Să știi că sper să nu spun probleme cu nicio întrebare. Eu chiar vreau să câștige fiecare participant, adică să nu crezi că okay. Vă purtăm sâmbetele. Radu, prima întrebare de azi pentru 100 de euro este definiția unui termen, respectiv să ne spui ce este un celibatar. Un celibatar este un bărbat care nu are soție. Sau soț. Sau un om care nu este însurat sau măritat. Așa, da. Tip burlac. Tip burlac. Da. Mă, Luca, dacă erai șmecher, întrebai ce e becherul. Becherul? Becher, da. Eu nu știu ce e. Nu știi ce e becher? Nu. Cum? Zine. Becher este tot celibatar. Vine din turcă. Este, apare în piesele lui Caragiale foarte des. Becher. Aha. N-am dat peste el. Nu. Sau cred. Uite, Radu ar trebui să știe că în Constanța poate se folosește. Da. E mai arhaic. Nu am auzit de becher, dar... Eu numai tu, că tu ești fan Caragiale și cred că ai citit toate definițiile. Când ai lecturat. Bravo, Radu! Ai 100 de euro, felicitări! Ai trecut de întrebarea de încălzire de astăzi? Da, restul-s grele. Ok, te vedem. Nu e, mă, nimic greu. Radu, trebuie doar să te concentrezi. Emoții vă că n-ai, pare că n-ai. Pare, da. Așa că te rog să te concentrezi și să mergem mai departe, nu? Da, da. Bun. 200 de euro. E simplă și întrebarea asta. Pentru 200 de euro trebuie să ne spui în ce lună are loc solstițiul de vară în emisfera nordică. La noi, adică. Când se schimbă ora. Solstițiul are loc în luna iunie. Dacă treci de întrebarea asta, următoarea e simplă, să știi. Dau din casă.
Auzi, am o recomandare, Răducule, să răspunzi mai repede, că... Mai repede? Da, adică nu trebuie să priei tot ca la școală la... Da. Când te scotea la tablă, știi? La școală la tablă, m-am gândit, nu, m-am gândit că vine, acum vine echinocțiu. Da, bun. Eu m-am gândit, să nu le încurc. Da, trece timpul. Să gândești mai repede, că ai numai 6 secunde și... E posibil să fie din cauza... Că pe telefon poate am puțin întârziere, cine știe. Nu, n-ai deloc. Pe telefon n-ai deloc întârziere. Ok. Tu adică să te concentrezi și la următoarele întrebări, să nu ai inclus și întrebarea în răspuns, ca să nu pierzi prea mult timp. Am înțeles. Celibatar, adică este un bărbat care nu este practic... Hai mă, lasă-l în pace. Deloc. Înțelegi? Ai deloc. 200 de euro. Bravo, Radu! Ok. Felicitări, ești bun, bravo! Ai răspuns, da, ai răspuns la limită, adică mai aveai... M-am gândit un pic, am oscilat între acum, între aprilie și iunie. E de vară de lâncolo. Da, solstițiu. Ia zi, Radu, ce facem acum? Mergem mai departe. Bravo. 400 de euro. Radu. Da. Spune-ne și nouă, cine a pictat Gioconda sau Mona Lisa, celebra lucrare expusă la Louvre? Da Vinci, Leonardo da Vinci. Băi, dar ce-ți merg degetele, frate. Extraordinar, da. Extraordinar. Ce digitație ai. Și ce internet. Hai mă, Radule. Ai, ești pe fibră, a? Da, merge bine netul. Ai avut nevoie de ajutor pentru întrebarea asta, dă-o încolo. Mi s-a suflat din public aici, din birou. Mi s-a suflat din degete. E foarte bine, nu? E perfect regulamentar, dacă vă descurcați. Da, știu, da. Da, e bine. N-avem nicio problemă, bravo. Felicitări. Mersi. Ai 400 de euro, ai ca variantă să mergi mai departe sau să rămâi cu banii ăștia. Merge mai departe. Bravo. Mai departe, bine. Până la final. Hai că e simplu. 800 de euro. 800 de euro. Uite, ai și fani, ne-am adunat câteva sute deja și pe Facebook, suntem și pe Instagram, ne urmăriți și acolo cu imagini din studio, e adevărat. Hai să vedem, Luca. Ce ne-ai pregătit pentru 800 de euro? Pentru 800 de euro e cam ușor, îmi dau seama acum. Radu. Da. Cred că vei fi primul câștigător al sezonului. Spune-ne, ce țară are capitala la Hanoi? Vietnam. Data viitoare treia să pui și tu o denumire mai lungă la capitală. Da. Radule, ai fost cel mai rapid. Da, asta. Cel mai digitalizat. Cel mai orientat concurent de până acum. Bravo. Bravo. Ai 800 de euro, banii tăi. Mulțumesc! Începând de săptămâna viitoare, timpul de răspuns va scădea la 3 secunde. Da. 3 secunde, maxim 2. Trebuie să schimbăm regulamentul. Da. Ne-am scăzut de la 8 la 6. Față de anii trecuți. Că na, lumea s-a schimbat, vremurile sunt mai... Da, dacă mi-aduc aminte, tot în urma unor astfel de cazuri s-a ajuns la 6 secunde. Da, nu, ți-am Radu... Zis, trebuie să... Întreb și tu, ce naționalitate avea faimosul... poet și filozof Rabindranath Tagore. Da. Da. Gore și mai cum Gore, scrie Gore. Da. Cel mai bine. Bine. Băi, Radu, nu, felicitări, da. Ne bucurăm că am spart gheața. Da, și eu. Și meritul tău, bravo, felicitări. Și acum o să ne certe Luca, vedeți că am pus întrebări simple. A fost cam, simplu. Cam simplu, nu pentru 800 de euro. Ai vrut să dai banii. Eu mereu vreau să dau banii, sincer. Bine, domnule. Hai, ne auzim și mâine. Bravo, Radu, felicitări. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.